Salut și bine v-am găsit la un episod de RFTSA, cariera cu FCSB. În acest moment vom juca cu cei de la Gaz Metal Media și v-am spus în episodul trecut că vom juca. Și vă reamintiți de noul nostru transfer, George Ganea de la Viitorul. L-am luat la FCSB. Un jucător bun cu potențial și care sper să marcheze la debut vână. Și vă amintiți că am schimbat și pe la cameră, că nu vedeam mingea când era la out. Pur și simplu, Neuere trage Neuere peste poartă. Însă este ok, interesant. Ce-a făcut Neuere acolo? S-a băguit. O minge pentru vână! Vână? Mamă, ce-a fost acolo? Mă mir că, cum să spun eu, că Mihai Mihaiță n-a scris la Gaz Metal Media și pe scurt GMM, că așa a fost sezonul, adică până urmă cu două sezoane. Nu era direct Gaz, ia tu, pasă pentru Neuere, n-am ce spune despre această pasă, dă-i galben, nu stă la discuție să nu i-a dat nimic. Bă, ce-am făcut? Ce s-a întâmplat, mă? Artean. Pentru Belu Neuere. Ok, n-am vrut să fac așa ceva. Țâncule, ho-ho, țâncule. Ai stat destul la noi. Iată o degajare a lui Pleșca. Serios. Bun, am rezolvat o problemă, m-am dus în cealaltă cameră. Că acolo, nu știu, patul, nu stăteam foarte bine. Doamne, ce ocazie. Lukin, Bălașa, bun, Bălașa, Neuere. Nu știu ce a fost asta, dar George Ganea, avansează lui Ganea. Ganea. Îmi place foarte mult aminte de Cristi Ganea, George Ganea, George Ganea și uși gol! Gol FCSB, George Ganea scrie la debut. Foarte bine, George. Iată, șut bun, a marcat un gol superb într-un viitor. Dinamo 5-0. Atunci a marcat un gol spectaculos, într-adevăr. Drăghici. Ca drăguț să fie negru, de Petru, vână, gol! La Ionuț Vână reușește să înscrie, am salvat de gol, nu contează. 2-0 pentru FCSB cu Gaz Metal Media și aici George Ganea aproape de o recuperare. Darius Solaru blocat. Iată o pasă pentru Neuere, Neuere la finalizare șută. Țâncu. Țâncu. Cum mă, Țâncule? Băi, Țâncule, băi, Țâncule. Cum mă să dai, mă, de acolo pentru Neuere? Salomão. Salomão, Neuere, șut peste poartă. Ce problema cu Neuere? Era un jucător puternic. Trage cu prea multă forță. Minge și de ce... Nu contează. Ce și-a doua revizor? Am uitat de modificare, bineînțeles. Wart, nu știu ce am azi. Ia ce, pe cine să bag? Poate îl bag pe Mihai Pintili. Florinel Coman e acolo, da. L-am, what? Bă, am zis că, domn, am zis că erau doi de Diogo Salomão și am băgat un Salomão în locul lui Salomão. Că am văzut acolo că era acolo Salomão, că era acolo un jucător la tușă și scria jos Salomão și am scris Salomão. Și ziceam, what? Doi de Salomão? Recupera lui Neuere. Neuere, 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 Bizon Neuere, gol! Gol! Neuere, golul ăsta... Spuneți-mi că nu seamănă cu golul împotrivașul de la Lazio. Așa a fost și golul împotrivașul de la Lazio.
Acum Arten. Foarte bine, Arten, Arten. Artene! Cum ai dat golul ăla? Ce fere? Claudiu Belu. Belu pentru Artean, hai Artean, iore, tragem blocaj. Dar toate șuturile mele sunt blocaj, mă? Am să spulberam și Gazmeta Media, așa cum am spulberat în episodul trecut pe FC Botoșani. Ho-ho, 3 la 0. Pintili. Pintili, incredibil, George Gan. Noi foarte bine, noi re. Pentru Tănase. Tănase. Uitați-mi că e blond. Tănase! Gol! Gol, 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 gol! Bizonul noi remarchează un gol fantastic. După o centrare senzațională a lui Tănase și Nioere, ce execuție ieșită din comun. Și Mihai Pintilii s-a descurcat bine de Când când... intră pe teren, iată ciupoasă. Pentru cine? Și dă cartonașul galben lui Pleșca. Da? Băi, eu cred că... Ia, ce-ar fi să bat acolo? Ho-ho! Puțin, puțin Peste poartă? Mamă! la copălea pe spațiu porții, nu știu dacă mai aveți spațiu pleșca. Tănase. Tănase, o recuperare foarte bună la lui Tănase, Nioere, Petru, Pitili, el a intrat la pauză, vână, șut, vână Ardeană peste poartă și facem două modificări. Florinel și pe cine mai bag? Bă, hai că-l bag și pe Râmnicianu. Și Râmnicianu la debut, portar venit de la Academica Ce? Clinceni. Hai Hai să-l să vedem vedem și și pe pe Râmnicianu. Râmnicianu. Ce poate. Însă nu o să fac absolut nimic pe teren pentru că acum în acest moment se termină Meciul. Ok, a venit unchiul meu, vrea să strice filmare. Ca de obicei, vână gol! Gol, 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 gol! Ionuț vână! Iată-l, ce execuție are din unghi! 5 la 0! 5 la 0, obiectivele sunt prea mici pentru a descrie acest gol. Mereu momentului învigem cu 5 la 0 pe Gazmetan Mediaș. În continuare, suntem în perioada de transferuri. What? Liga întâi casa pariurilor? Ce echipă e asta? What? Ce echipă e asta? Nici Megen. Ce caută echipa asta în Liga întâi casa pariurilor? Vom mai încerca să facem niște transferuri. Dar ia să vedem de cine am cam avea nevoie. Dar nu că Belu e destul de bun și asta, da. Soiledis, că Soiledis a semnat cu FCSB. Da, nu i-am scris bine numele. Strească scăzut. Bă, dar de la ce echipă a venit aia? Soiledis. Poate de la Șepșa. Ai, bă, fără rezultate, du-te, naibii. Așa. Ștefan n-ar fi un jucător rău. Simonovski, Popescu, Hamed, Dylan Flores. Eu nu știu de la ce echipă e Soiledis. Poate că de la Dinamo. Klimavičius. Chimaviciu Straton Mandanda. Încă râde numele Mandanda. La
La ce pui să-i leg? Poate la gaz. Cabrena trăiciolaru. Hai să căutăm ceva pe la Academica Clinceni, Ovidiu Horșia. Interesant. Interesant, Horșia. La Iași. O să ne uităm la Iași. What? Filipe Texe? Ai, jau Texe. Nu s-a ximte. Bolanca lor pasaca bati Socrates în dialo. Nu știu unde-i soile. Bă, eu cred că azi... mai avea nevoie de un portar. Un portar, zic eu, decent. Nu ai bontă pe atacanți, pe bune. Manuel Neuer. Bă, da, hai că mai facem, nu numai transfer normal, și transfer bombă, ia să vedem la Hugo Lloris. Oh! Vrea 26 de milioane și l-am luat pe Hugo Lloris. Hugo Lloris semnează cu FCSB. În acest moment. Și pe el voi avea în poartă. Râmnicene, îmi pare rău de tine. Dar nu dau seama că ți-e dor de echipa ta. Hugo Lloris, lui îi vom pune numărul 1. Hugo Lloris semnează cu FCSB. Hugo Lloris, adio râmnicene. Bă, dar dacă e Teixeira? Teixeira. Asta e Filipe Teixeira? Nu. Nu. Oricum, cât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!